Și vă spun că vorba de Facebook, cum am ajuns om, demis, adică concediat procurorul general. Iată, vă spun și vouă. Deci, astăzi, noul ministru al justiției a devenit automat membru Consiliului Superior al Procurorilor. Da? Litvinen. Deci eu în locul lui domnului Litvinen, de acum convocam ședința Consiliului Superior al Procurorilor și puneam întrebare... Deci poate orice membru să-l convoace? Păi el... Nu, asta de acum e o problemă, știi, de posibilități și de îndeletnicire, pentru că procuror, domnul Stoianoglu, domnul Litvinencu poate discuta cu orice membru al Consiliului Superior. Să-i convingă despre necesitatea convocării ședinței Consiliului Superior Procurorilor. Poate mai este o problemă. Domnul Stoianoglu s-a dus în concediu. Cum s-a dus el în concediu? Permisiunea președintelui sau fără permisiunea președintelui? El a informat conducerea țării se duce în concediu sau nu? Sau s-a pur și simplu s-a plimbat? Dar depinde și prevede legea. Păi, prevede legea normal. A doilea. Rușinează. S-a dus în Consiliul Superior Procurorilor. Dacă tare doresc, nu, domnul Stoianoglu să-mi potrivește. Hai să zicem că s-adună Consiliul. Nu, s-adună. Așa, Consiliul discută în primul rând, domnul Stoianoglu. Consiliul. Stați un pic să ascultăm ce zice. S-adună Consiliul. Posibilitatea să-l roage pe domnul procuror general să scrie cerere de demisie. Și el nu face așa. Și el nu se lămurească că dacă nu face, și va urma. Așa, și ce poți să urmeze? Deci urmează Consiliul Superior Procurorilor, pune discuția în discuție demisia domnului Stoianoglu și roagă cetățenii să vină în situații într-o ședință publică a Consiliului Superior Procurorilor să aducă dovezi despre faptul cum domnul procuror, despre încălcările. Poate, iată, eu le-am scris de acum, eu sunt gata să vin. În ședință Consiliul să aduc probe cum domnul Stoianoglu nu a efectuat. Și ce poți schimba asta? Consiliul Superior Procurorilor e decizie că domnul procuror general a încălcat legea și este... Bun, hai că decizie că domnul procuror merită din demisiunea. Votează 6 la 5 sau cât acolo... Și dacă ei nu votează... Hai, lasă-l asta. Dacă nu votează. Stai puțin. Dacă nu votează. Așa. Deci, dacă nu votează, iată, este varianta ce s-a făcut acum. Deci, evaluarea. Parlamentul a schimbat legea. Că domnul procuror general trebuie să fie verificat. Dar abia în prima lectură. De că zilele astea se organizează dezbateri publice pe tema asta. La Parlament, cred că, la Parlament. Iată, nu, stai la. Eu vreau să văd care dezbateri publice o să fac și când o să fac aceste dezbateri. Iată, eu te rog, când ai să afli, să-mi spui și mie. Eu o să mă duc acolo. Stai la. Bun, bine, dar hai să spunem prin Parlament, cum spui? Păi prin Parlament, eu încă n-am văzut varianta definitivă a legii. Când ies publice, eu cred că... acolo, deci, băieții ar trebui să fie competenți, să facă o lege competentă, că domnul, dacă domnul procuror general ar trebui să înțeleagă, că dacă el va fi demis, va fi posibil ca el să fie tras la răspundere penală. Este articolul 306, este articolul 307, că procurorii pot fi trași la răspundere, fiind diferit motive. Sunt convins, numai că eu cred că Consiliul Superior al Procurorilor, în frunte cu doamna aceea, poate îmi spune cineva, să uite pe internet și îmi spune cum o cheam. Acum legea asta trebuie să prevede posibilitatea măririi numărul membrilor Consiliului Superior. Încât să fie numiți alte persoane de putere actuală, așa, care să aducă la cei că majoritatea să fie pentru demisia lui Stoianoglu. Doar în cazul ăsta. Numai că mie mi se pare că o să adune Consiliul Superior cu doamna aceea, nu știu cum o cheamă. Nu. Și o să zicea să asta. Să adună, dacă vine altă componență, să mărește, de exemplu, a să fie până la 30 de membri. Să schimbă raportul de forță de acolo. Raportul. Doamna va fi demisă, numai va fi președintele Consiliului Superior. Ea trebuie să... Care e problema? Dacă ești specialist bun în domeniu, trebuie să prevezi consecințele. Da. Că dacă ei am o să împotrivească, toți aproape, pot fi puși sub acuzare penale fără nicio problemă, inclusiv
Și pe baza articolului 200, nu, da. Pe baza articolului 284, constituirea și activitatea în cadrul unei organizații criminale. Iată tot. Bun, eu cred că chiar dacă o să apară, chiar dacă prin Parlament să mai vin alți, din alți procurori, în Consiliul Superior, nu, procurori nu o să fie mai mulți. În Consiliul Superior? Nu o să mai fie mai mulți. Bun, eu cred că chiar dacă prin Parlament o să li spun... Stai să spun o problemă foarte importantă. În Constituția Republicii Moldova, e scris negru pe alb, punctul 2, articolul 125, prin parmisie, dacă nu vedeți, e scris procurorii în Consiliul Superior al Magistraturii sunt o parte importantă. Înțelegi ce înseamnă parte? Și dacă scrie așa? Nu, păi, ei nu scrie că sunt majoritatea. Adică ei pot fi și o zecime, pot fi și o cincime, pot fi și o trie, o pătrime și o treime și așa mai departe. Păi, dar și cum prin lege să schimbi raportul ăsta? Nu, nu, puteri, numește, pe mine mă numește, ca pe Brega îl numește, numai nu procuror. Bun, și cum poți să-i dai afară pe alții de acolo? Doar să-i aduni? Nu, trebuie să-i dai. Am înțeles, am înțeles, să mai aduni. Acum, da, o să aduni, ei nu o să fie majoritate. Ce cred eu? Eu cred că, da, eu cred că orice cine o să vină trebuie să fie procuror. Eu vreau să spun că procurorii astăzi n-au nicio șansă, procurorul general să mai rămână mult timp în funcție. Eu cred că au toate șansele, din păcate. Uitați-vă, uitați-vă, domnul... Eu o spun ca avocat și ca persoană care înțelege cum ar putea fi realizată scopul ăsta. Altă problemă că dacă va putea nouă putere, să realizeze acestea. Dați-mi eu întrebări la domnul. Uitați-vă ce spun eu. Eu cred, domnul Ilie, încă o minută, eu cred că chiar dacă o să numească alți procurori, ei nu schimbă raportul de forță, ci împotrivă. Nu procurori, el zice, poate să numească altceva. Poate să numească avocați, poate să numească profesori. În Consiliul Superior. Echipa de procurori. În Consiliul Superior al procurorilor. O să fie ei minoritate. Ei o să fie nu acolo... cred că o să fie acolo minoritate. Cred că toți care o să fie, o să fie de partea lui Stoianoglu. Asta spun eu. Nu o să fie. Nu. Că ei riscă să fie trași la răspundere pe unul. Eu cred că ei o să coalieze pentru ca să sunt convins de asta. De unde că ei o să fie 5, dar ăștia o să fie 10. Și n-ar fi poate... Ăștia 10 sunt din sistem, nu o să-i aducă din România sau din Germania. Care 10? Să... Eu spun nu de oameni din procuratură. 5 procurori o să fie în Consiliu. Și 10 de ăștia sau 20. Păi și au dreptul să fac asta prin Parlament? Da, au dreptul, da. Păi eu numai ți-am spus. Bine, să vedem. Dacă tu n-asculti cu astea și... Eu am înțeles ce spune, dar nu vine crede, nu? Păi stai o leacă, nu, dar nu știu cât e de bună treaba asta, dacă politica poate pune în lanț, politica o dus în lesă procuratura. Nu are nu plăhărniuc. Politica și Partidul Democrat cu și toată banda o a dus la modificare Constituției în așa fel că ei gândit cu procurorul general, dar gata, e lor pe vecie. Nu, e... Așa, dar ei au făcut aiurea legea aceea, nicătând că au făcut-o. O făcut-o aiurea, că dacă este eu procuror, trebuie și majoritate în Consiliul Superior, atunci mai înțeleg și eu. Dar așa eu scris că s-o fac foarte important. Și ce? E problema cuvântului important în Constituție nu are niciun sens. Nu-i cuvânt juridic. Nu-i noțiune juridică. Ei au făcut o prostie. Și iată acum eu ușurat posibilitatea noi putem să schimbe tot în acest sistem. Bun, și atunci dacă o parte importantă este și o treime. Și atunci ăștia pot să zic că haide o treime să rămână cei care sunt și să mai aducă alții experți. Da, două treime, da. O să vedem, dar eu mă tem că ei sau nu o să aducă. Eu gândesc că domnul procuror general o să se dea demisia. Mai ales după ce noi vorbim aici. Da, de cauza asta. Eu nu cred. Nu, apălați să prindă la minte. Eu cred că, auzi, procurorul general, eu am așteptat mai mult de la PSD. Eu cred că el a declarat. Ce-a declarat? Că nu putea să declare orice procuror. Că el nu poate trage la răspundere pe Platon din cauza că trebuie acordul ucrainenilor. Unde el a citit așa ceva? Nici într-o țară nu există asemenea situație. Și nici la noi nu poate exista. Asta el a spus o prostie. Amul el a mai spus o prostie. Că el vor să-l demită nouă putere, din cauza că el e găgăuz. Păi, dar pe asta e răspundere penală pentru că e instigare la ură națională, nu? Dacă nu iei în considerație cum ei fac dosare, din pod, dar deși nouă putere n-ar putea să-i facă lui Ptoianoglu un dosar pentru instigarea la ură națională. Adică au nevoie de procurori ca să facă asta. Procurorii sunt ai lui. Și cum a spus dumneavoastră, aveți dreptate că el răspunde pentru toți procurorii. El spune că eu nu știu facă și el că sunt independenți și așa mai departe. Cum adică independenți? Tu ești superiorul lor și tu răspunzi de toți. Toată vorbarea asta cu independența justiției, cu independența procuraturii mai ales,
este un fake, o minciună. În Europa nu există independența procurorilor. Domnule, procurorul nu e magistrat, înțelegi? Păi eu știu asta. Advocatul și judecătorul e magistrat. Bun, da. În unele țări consideră magistrați, dar asta e altă discuție. În România procurorii sunt magistrați. Magistrați, dar acolo nu e bine decât în Moldova, deci, da, da, asta e altă problemă. Da, ce credeți? Eu cred că da, dar în România procurorii se numesc de cine? De președinte la propunerea cui? Ministrul Justiției. Ministrul Justiției este foarte politic. Uitați-vă ce zic eu. Eu zic așa, procurorul Mușul să înceapă să spună așa că nu ne băgați pe noi în Consiliul Superior al Procurorilor alți experți de voștri pentru că scrie în Constituție că e o parte importantă și cel puțin jumătate să fie de la noi. Și chiar dacă o să faci acolo pe nu știu altceva, nu o să poți să dai jos planul. Și eu zici procurorul și zici, mă, tai una. Și ați hotărât Parlamentul. Numai să fie legal și constituțional, o să fie alta. Așa Parlamentul are nevoie de încă 4 voturi pentru a schimba Constituția. Dar nu trebuie schimbat. Dar nu trebuie schimbat. Nu trebuie, omule. Mă tem că altfel nu o să fac. Nu te mai teme. Eu nu mai teme. Eu sunt convins că probleme. Vă cum zici și nu te teme. Eu cred. Dați-i o întrebare. Eu cred că PAS nu o să poată să-mi convingă procurorul să dă demisia. Eu cred că iau nevoie de 4 voturi și nu o să le obțină nici de la Tauper cu Spatoș, nici de la comuniști. No. Și o să împotmolească toată reforma și zic procurorul. Nu ți-e parte lui, că eu, uitați-vă, eu eram de acord. El e sceptic. Nu, că așa cum a propus pe PDA, nu discutăm, așa cum a propus pe PDA, să fie implementat, statul capturat, să fie implementat declarația de stat capturat, la momentul respectiv, dar în așa... Pe PDA, platforma da, dar în așa platforma moment... Platforma da, au pierdut tot ce au putut să pierdă și lasă-i să deci stăie cu o stacă. Deci cum a spus pe PDA, trebuie să fie implementat statul capturat, da. Declarația asta. Dar ce nu a implementat? Și în virtutea acestei, nu pot pas, și în virtutea acestei declarații să fie luat de niște măsuri, dar fără ca să poată să creezi un precedent juridic. Deci măsuri speciale, fără ca să creezi un precedent juridic. Pe PDA o face. Nu mai lăs pe PDA, a fost propunerea pe PDA. Eu care am ascultat ce au propus acum pasul. Ca să reformeze, să-l concedeze pe procurator, să-l concedeze pe nou, eu consider că cât e normal. Eu cred că nu o să reușească. Asta e altă problemă. O să vedem. Momentul atunci. Săptămâna viitoare să o să vedem. Era momentul atunci, așa cum a propus pe PDA, să fie implementat declarația de stat capturat. De stat capturat cu măsuri excepționale și în așa mod încât să nu creezi un precedent, adică în așa niște condiții juridice, ca să nu poată cineva după asta să repete același lucru. Deci să spună așa, că statul capturat este acum situația asta și gata, nu situația care nu se poate să fie repetat. Politica pe... Și din această perspectivă să fie... Platformei, da. Demis procurorul general, șeful ANI și așa mai departe. Apoi de ce nu l-au demis când erau la putere? Nu o să aibă curajul pas să facă nici schimbări în Constituție, nici să aplice declarația asta care ar putea să o aplice, nici să schimbe cum a spus dumneavoastră. Eu sunt convins că o să ieșuieze. Eu sunt categoric împotriva cei ce-o fără. Dumneavoastră să aveți curajul să-ți faceți asta. Dumneavoastră să aveți curajul. Asta o să aibă, eu nu sunt bucat. Să-i închizi, să-ți duci în bușcărie. Dacă o să fie anunțat concurs la funcția de procuror general, eu o să-mi înaintez candidatura. Numai că legea, dacă nu o să schimbe legea procuraturii, care este... Și ești de acord, și ești de acord. Dacă încalci, te duci cu dânsul în gădânsul. Cu asta, când, nu știu când, iată, numai, n-am când să mă uit în legea aceea de procuratură, când e o bagată limită de vârstă. Plafon de vârstă, da? Plafon de vârstă. Și aceea este o piedică pentru oamenii competenți să ocupe funcția de procuror general. Pentru că, de ce s-a pus acest? S-a spus că nu cumva această lege să permită ca celor care au lucrat în procuratură pe timpul în Uniunii Sovietice nu dă Dumnezeu să vii în funcția de procuror general. Iată, asta a fost unica temere a lui Plohodniuc și echipii. Cine? Sergiu Litvinenco, da? E ministru, da. Ministrul Justiției, da. Eu mă adresez la Sergiu Litvinenco, la Ana Rivenco, da? Ministrul de Interne, da. Și la PAS, la deputații 63, să-l puneți pe Oleg Brega, la Oleg Ivan, ce locul stă în ogla. Eu nu râd, eu vă spun în serios. Deci unicul om care știe drepturile, să luptă de mai mulți ani de zile, el personal, și totodată ajută și la alți persoane.